Oamenii au reușit să cartografieze aproape toată planeta Pământ, dar există încă zone neexplorate, cum ar fi o mare parte din oceane, Antarctica și părți din jungla amazoniană. Dar, în timp ce continuăm să explorăm lumea noastră, ne îndreptăm privirea și către altele, mult mai îndepărtate. Astăzi încercăm să aflăm dacă vor cuceri oamenii sistemul solar. Când vorbim despre cucerirea unui întreg sistem solar, avem de făcut și de învățat mult mai mult decât să stăpânim planeta Noastră. Viața, așa cum o știm, există doar pe pământ, deci pentru a cuceri restul sistemului solar, trebuie să învățăm să trăim și pe alte planete. Doar pentru a ajunge în cele mai îndepărtate zone, cum ar fi centura Kuiper, avem nevoie de ceva timp. Iar să ajungem pe Neptun, care este cea mai îndepărtată planetă, ar dura 12 ani la viteza de deplasare pe care o putem atinge în momentul de față. Pentru a cuceri cu adevărat sistemul solar ar trebui să ajungem pe fiecare planetă și pe fiecare lună și să stabilim baze strategice pe fiecare dintre ele menite să ne ajute în această explorare. La început va trebui să ne întoarcem frecvent pe pământ pentru combustibil și pentru a povesti ce am văzut, dar după un timp aceste călătorii spre pământ ar fi destul de rare. În schimb, am avea avamposturi în diverse părți ale sistemului solar, iar acestea ar fi pline de exploratori care ar locui acolo permanent, oameni care și-au dedicat viața explorării altor planete. Este mult mai logic să cucerim planetele mai apropiate de noi la început, timpul de călătorie ar fi mai scurt și riscurile ar fi mai mici deci primul avampost ar fi luna Oamenii și-au plantat deja steagul acolo, dar dacă vrem cu adevărat să ne extindem în restul sistemului solar, ar trebui să învățăm în primul rând să trăim pe suprafața lunii. Prin programul Artemis, cei de la NASA încearcă să facă exact acest lucru, să stabilească rezidența permanentă pe lună până în anii 2030. Deci este posibil ca primul pas să fie făcut în viitorul apropiat. Fiind la doar 3 zile distanță, Luna este locul perfect pentru a ne antrena și pentru a dezvolta metode noi de supraviețuire extraterestră. Dar sunt și alte motive economice și științifice pentru care Luna ar fi prima oprire. Este mult mai ieftin să lansezi rachete de pe suprafața lunară, ceea ce înseamnă că am putea să lansăm încărcături mai grele în sistemul solar și am avea nevoie de mai puțin combustibil. Asta se datorează în primul rând faptului că Luna nu are atmosferă. Fapt care ajută și la studierea cosmosului pentru că cerul de pe lună este mult mai clar decât pe pământ. Din aceste motive, mulți oameni de știință deja susțin că toate misiunile spațiale vor fi în viitor lansate de pe lună. Să zicem că am reușit să stabilim o bază lunară. Următoarea oprire ar fi cel mai probabil Marte. Misiuni de prospectare a planetei Marte sunt deja în dezvoltare, iar acestea vor duce probabil la primele încercări de supraviețuire pe o altă planetă cu o atmosferă diferită. Planeta roșie va fi un factor decisiv. Călătoriile acolo fiind cele care ne vor spune dacă putem supraviețui în alte condiții decât cele de pe pământ sau dacă vom putea terraforma alte planete. Dacă ar fi să reușim vreodată să cucerim sistemul solar, Marte ar fi un pas foarte important. În momentul de față, NASA are un program numit Moon to Mars, menit să ducă la dezvoltarea noastră transformându-ne într-o civilizație multiplanetară. Să cucerim planeta Marte sau oricare altă planetă înseamnă mult mai mult decât să construim o bază acolo. Înseamnă să învățăm să cultivăm hrană, să găsim apă și să reacționăm la schimbări neprevăzute. Este imposibil de calculat cât ar dura să reușim să facem toate astea, dar ar putea fi vorba de cel puțin secole. Să ne extindem în sistemul solar va fi o muncă grea și de durată. În cazul în care am reușit să îmblânzim planeta Marte și să o transformăm în ceva unde oamenii ar putea supraviețui, deja ne-am demonstrat potențialul de specie multiplanetară. Chiar dacă următoarele planete ar aduce provocări noi și dificultăți, deja am ști că este posibil să trăim în afara planetei noastre. Să stăpânim planetele mai apropiate de soare, cum ar fi Venus, ar însemna să învățăm să supraviețuim la temperaturi și presiuni atmosferice extreme. Acolo, până și cele mai dure echipamente pe care le avem momentan, ar fi strivite de presiune atmosferică, iar ca să ajungem pe Mercur, trebuie să învățăm să supraviețuim foarte aproape de soare. Acesta ar fi probabil cel mai important pas în cucerirea totală a sistemului solar. Asta pentru că, deși bazele lunare ne-ar oferi posibilitatea să călătorim mai departe decât am reușit vreodată, prezența noastră pe Mercur ar însemna primii pași spre captarea totală a energiei solare și spre construirea unei sfere Dyson. Într-un scenariu ideal, am găsit materialele pentru o asemenea structură chiar pe Mercur și nu am fi nevoit să trimitem totul de pe Pământ. Când am ajunge pe Mercur, am fi probabil mult mai avansați din punct de vedere tehnologic, deci am putea construi o sferă Dyson folosind roboți. După acești prim pași, răspândirea speciei nu ar mai fi atât de riscantă pentru omenire. Pentru a ajunge pe Jupiter trebuie să treci mai întâi de centura de asteroizi, ceea ce este mult mai ușor în realitate decât este prezentat în filme. În ciuda numărului mare de asteroizi, aceștia sunt împrăștiați pe o distanță atât de mare încât să treci în siguranță printre ei nu ar fi foarte greu. Dar asta nu înseamnă că centura de asteroizi trebuie ignorată. Aceasta ne-ar putea oferi materiale prețioase care să ne ajute în misiunea noastră de expansiune spațială. Deci, în timp ce am dezvoltat multe alte proiecte de explorare importante, vom avea și misiuni prin care vom mina materialele de pe asteroizi. Deci, chiar și pe centura de asteroizi ar trebui să fie oameni tot timpul. Cât despre baze pe giganții gazoși cum sunt Saturn și Jupiter, acestea probabil că ar fi construite pe sateliții acestora, cum ar fi Europa și Titan. Chiar dacă acestea nu sunt considerate cele mai potrivite pentru viața extraterestră, ambele au potențial mai mare decât planetele lor. Chiar și într-o eră în care vom fi mult mai avansați și vom putea călători mai ușor în spațiu, planetele de mai sus ar fi greu de cucerit. Giganții gazoși devin din ce în ce mai denși, dar nici unul din ei nu are o suprafață pe care să se poată construi o bază. Pe Jupiter și Saturn ar trebui probabil să rămânem suspendați în atmosfera lor, în nave orbitale din care să le studiem pentru a înțelege cum funcționează aceste planete și pentru a vedea dacă putem învăța ceva nou despre ceea ce urmează. Asta pentru că în timp am pornit mai departe către Uranus și Neptun sau chiar dincolo de ele. Înainte să ajungem pe Neptun ar trebui să stăpânim deja tot ce există între această planetă și Soare. Și chiar dacă ar fi greșit să subestimăm giganții de gheață, înainte să ajungem acolo am ști deja foarte multe despre spațiu, ceea ce ne va ajuta în călătorie și poate chiar vom supraviețui mult mai ușor. Dar înainte să ajungem la aceste planete atât de îndepărtate, probabil că am învățat multe și despre ceea ce există dincolo de ele. Limita sistemului solar este ceva ce nu s-a stabilit încă, dar pentru a cuceri cu adevărat sistemul solar trebuie să trecem de el. Dacă am face asta, am putea rezolva misterul celei de-a noua planete sau am putea descoperi chiar mai multe lumi îndepărtate și am putea să confirmăm în sfârșit existența norului Oort. Odată ce am înțelege exact cum este structurat sistemul nostru solar, am putea în sfârșit să luăm în calcul călătoriile interstelare. După mii și mii de ani de călătorii, oamenii ar sta în sfârșit la marginea norului ort privind în abis și gândindu-se să părăsească sistemul solar îndreptându-se spre alte stele îndepărtate. Este o călătorie lungă care ne așteaptă și multe progrese tehnologice care trebuie făcute și care în momentul de față nici nu ni le imaginăm. Ei bine, așa pot oamenii să cucerească sistemul solar. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!